În cât timp a fost construită, cât de greu și cum arată? Nava a fost construită mai puțin de 2 ani în Galați, dar contractul este semnat încă din 2017, deci a fost necesar ceva timp și pentru proiectare și achiziție de materiale. Dar în Galați, efectiv, undeva la sfârșitul lunii martie, în 2018 am început. Cum este dotată? În România, desigur, noi am făcut doar platforma, este pregătită pentru a fi dotată cu echipamentele militare în Pakistan. Va fi dotată cu un tun de 30 de mm în prova, similar unul în tribord, lansatoare de rachetă, radare cu infraroșu, un sistem de reducere a semnăturii magnetice a navei, câteva nave de intervenție, bărci de intervenție rapidă. Este foarte bine echipată, ca să vă spun așa. Pentru ce tip de misiune este specifică această navă? Este specifică pentru misiuni de patrulare în general, salvare și recuperare, antipirați, antipiraterie în general, orice misiune militară, mai puțin cele de război. Cam câte nave militare au fost construite la Galați până în prezent? Nu pot să vă spun exact, oricum cred că peste 30, dar pot să vă spun că eu sunt un damăl de aproximativ 15 ani și am fost implicat în aproximativ 6 nave de tipul acesta, offshore patrol vessel. Ce noutate ar fi, înțeleg că ați coordonat o echipă aproape integral românească? E exclusiv românească pentru construcția navei în Galați. Cam câți oameni au lucrat la construcție? În general lucrează cam toți oamenii din șantier, deci pot să spun undeva peste 2500 de angajate șantierului, plus colaboratorii, pentru că lucrăm cu companii care se ocupă de tâmplărie, partea electrică, etc. Sunt colaboratorii noștri tradiționali. La Galați este un centru de excelență pentru industria militară. Puteți să ne dați câteva exemple de nave la care au contribuit navaliștii gălățeni? Toate navele militare în ultima perioadă au fost construite la Galați pentru Damen, printre care se numără Joint Support Ship, Patrol Ship pentru Marina Militară Olandeză, Sail Training Vessel pentru Marina Omaneză, pentru Tunisia am construit 4 OPV-uri, Abu Dhabi 2 OPV-uri similare, acum 2 pentru Pakistan și numărul poate continua, LPD, Platform pentru Olanda. E un număr vast de nave militare construite la noi. Cu preponderență în Galați se construiește pentru Damă, în care este vorba de o navă militară. Am putea să construim la Galați pentru Marina? Cu certitudine am putea. Decizia, desigur, stă în altă parte. Dar dacă se dorește a se construi, capabilitatea există și dorită.